Cuvântul al doilea. Despre lepădarea de lume și despre înfrânarea de la îndrăzneala față de oameni. Când dorim să fugim de lume și să ne facem străinii de cele lumești, nimic nu ne desparte așa de mult de lume și nu omoară patimile din noi și nu ne trezește și nu ne înviorează spre cele duhovnicești ca plânsul și durerea inimii, împreunate cu dreapta socoteală. Căci fața celui sfios ia ca pildă smerenia celui iubit. Și iarăși, nimic nu ne face să petrecem așa de mult în lume și cu cei beți și risipitori din ea, și nimic nu ne desparte așa de mult de vistierile înțelepciunii și ale cunoștinței tainelor lui Dumnezeu, ca râsul și ca împrăștierea, împreunate cu îndrăzneala. Acestea sunt îndeletnicirile dracului curviei. Deci, fiindcă ți-am cercat iubirea de înțelepciune, te rog, iubitule, cu iubire, să te păzești de ispita vrăjmașului, ca să nu-ți răcești sufletul tău prin glume neînfrânate, scoțându-l din căldura dragostei lui Hristos, care a gustat pentru tine fiere pe lemnul crucii și în locul dulceții și al îndrăznirii celei către Dumnezeu, să-l umpli de multe închipuiri și să-l robești. Încă treaz fiind, dar totuși dormind, viselor necuvenite, al căror rău miros nu-l suportă îngerii lui Dumnezeu, și să te faci altora pricină de alunecare, iar ție țepușă. Silește-te deci pe tine însuți să urmezi pilda smereniei lui Hristos, ca să se aprindă și mai mult focul aruncat de El în tine, foc prin care se dezrădăcinează toate mișcările lumii, ce omoară pe omul cel nou și murdăresc curțile Domnului cel sfânt și puternic. Căci eu îndrăznesc să zic după Sfântul Pavel că suntem Biserica lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16. Să curățim, deci, biserica lui, precum curat este și el, ca să dorească să se sălășluiască în ea. Să o sfințim precum și el sfânt este și să o împodobim cu toate faptele bune și cinstite. Să o tămâiem cu tămâia odihnirii voii lui, prin rugăciunea curată și din inimă, care nu se poate dobândi prin împărtășirea de mișcările lumești necontenite, și așa va umbri în suflet norul slavei lui și va străluci lumina măririi lui în lăuntrul inimii. Și se vor umple de bucurie și de veselie toți viețuitorii din cortul lui Dumnezeu, iar cei cutezători și nerușinați vor fi lipsiți de flacăra Sfântului Duh. Osândește-te, deci, frate, pe tine însuți pururea și zi, vai mie, o suflete, că s-a apropiat desfacerea ta de trup, pentru ce te veselești de cele ce le vei părăsi astăzi și de a căror vedere te vei lipsi în veci? Ia aminte la cele dinaintea ta și gândește la cele ce le-ai făcut, cum și care sunt și cu cine ai petrecut zilele vieții tale. Sau cine a primit osteneala lucrării plugăriei tale și pe cine ai veselit în arena ta, ca să iasă în întâmpinarea ta în clipa ieșirii tale. Pe cine ai desfătat prin alergarea ta, ca să te odihnești în limanul lui. De dragul cui te-ai necăjit ostenindu-te ca să ajungi la el într-o bucurie? Pe cine ai câștigat prieten în veacul viitor ca să te primească la ieșirea ta? În ce țarină ai lucrat și cine ți va da plata la apusul soarelui, adică la despărțirea ta de trup? Cercetează-te pe tine, suflete, și vezi în ce latură va fi partea ta
Și dacă ai lucrat până la capăt în țarina ce rodește amărăciune celor ce o lucrează, strigă cu suspin și durere către Dumnezeu, care se odihnește mai presus de jertfele și de arderile tale de tot. Să țâșnească din gura ta cuvinte îndurerate care să desfăteze pe sfinții îngeri. Obrajii tăi să ia culoarea plânsului ochilor tăi, ca să se odihnească în tine Sfântul Duh și să te spele de întinăciunea răutăților tale. Împacă pe Domnul cu lacrimile tale ca să vină la tine. Cheamă pe Maria și pe Marta ca să te învețe cuvintele plânsului, strigă către Domnul. Rugăciune. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai plâns pe Lazar și ai picurat lacrimi de mâhnire și de milă peste el, primește lacrimile amărăciunii mele, tămăduiește cu patimile tale, patimile mele. Vindecă cu ranele tale, ranele mele. Curățește cu sângele tău, sângele meu. Și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău de viață făcător. Fierea cu care ai fost adăpat de vrăjmașii tăi să îndulcească sufletul meu. Izbăvindu-l de amărăciunea cu care m-a adăpat potrivnicul meu, trupul tău întins pe lemnul crucii să înaripeze spre tine mintea mea cea atrasă de dragi în jos. Capul tău, pe care l-ai aplecat pe cruce, să înalțe capul meu pălmuit de vrăjmași. Mâinile tale, pironite de cei necredincioși pe cruce, să mă ridice pe mine spre tine, din groapa pierzaniei, cum a făgăduit preasfânta ta gură. Fața ta, care a primit lovituri și scuipări de la cei blestemați, să umple de strălucire fața mea întinată de fără de legi. Sufletul tău, pe care, aflându-te pe cruce, l-ai predat părintelui tău, să mă călăuzească spre tine prin harul tău. Nu am inimă îndurerată spre căutarea ta, nu am pocăință, nici străpungere, care aduc din nou pe fii la moștenirea lor. Nu am, stăpâne, lacrimi mângâietoare. Mintea mi s-a întunecat în cele ale vieții acesteia și nu poate privi spre tine într-o durere. Inima mi s-a răcit de mulțimea ispitelor și nu se poate încălzi de lacrimile dragostei față de tine. Dar, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi mie pocăință întreagă și inimă îndurerată, ca să ies cu tot sufletul în căutarea ta. Căci fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dăruiește-mi, deci, bunule, harul tău. Tatăl, care te-a născut pe tine din sânurile sale, fără de vreme și veșnic, să înnoiască în mine chipul icoanei tale. Te-am părăsit pe tine, nu mă părăsi. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea și mă du la pășunile tale și mă numără între oile turmei tale cele alese. Și mă hrănește împreună cu ele cu verdeața tainelor tale celor dumnezeiești, ca inima mea să se facă sălașul lor și să vadă în ea strălucirea descoperirilor tale, care este mângâierea și înviorarea celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în tot felul de răutăți. De această strălucire fie să ne învrednicim și noi, prin harul și prin iubirea de oameni, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.